Bună seara, bun găsit la emisiunea Vocile Iașiului. Adrenalină, motoare turate, drifturi și cascadori pe două roți. Asta le-a oferit spectatorilor sâmbătă la aeroportul Iași pilotul Vali Porcișteanu și cascadorul Lămâie. Demonstrațiile sportive s-au desfășurat în cadrul campaniei Rebeli cu o cauză, inițiată de aeroportul Iași, cu scopul de a crește gradul de civilizație și respect reciproc între participanții la traficul rutier. Pe pista aeroportului din Iași, pilotul Vali Porcișteanu și colonelul Dani Amandi, șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași, au făcut demonstrații de derapaj controlat. Încercăm să demonstrăm că atunci când vrem să facem astfel de exhibiții, să spunem, să exploatăm o mașină la limită, o facem într-un cadru organizat, o facem acolo unde riscurile sunt minime. Este un eveniment organizat pentru a crea și transmite un mesaj. Un mesaj pentru creșterea gradului de civilizație a participanților la traficul rutier și un mesaj pentru toleranță, pentru cei ce folosesc mijloace de deplasare pe două roți și pentru toți participanții la trafic în general. La Iași a venit și cascadorul Lămâie. E greu, necesită câțiva ani de muncă, de antrenament, zilnic chiar. Pentru cei care vor să apuce de acest sport, în primul rând trebuie să-și pregătească motocicletele pentru a excela în acest sport. Da, necesită multe modificări. Schemele lui au stârnit admirație, iar cei mai fascinați au fost copiii. Îmi place motocicliștii, mașinile de cursă și, în primul rând, îmi place motocicleta primă, care a scos foc. Cum am mers în picioare pe scaun, într-o roată și cum merg mașinile. Spectatorii au participat și ei la cascadorii ușoare. E o senzație unică și cu un pilot profesionist nu poate să fie decât ceva super tare. Am urmărit un material realizat de colegii mei de la Digi24 Iași cu departamentul de știri. Discutăm în această seară despre acest eveniment care a avut loc în weekendul încheiat de curând, împreună cu Raluca Filip, PR Air Iași. Bună seara! Ai venit și Ionuț Mihalache, membru fondator al East Side Dogs, club de motocicliști. Este despre ce vorbim când vorbim despre motociclism, despre pasiune, despre sport, despre adrenalină sau despre un lucru obișnuit? Răspuns corect, da, la întrebarea dumneavoastră. Toate. Vorbim despre toate la un loc îmbinate. Este, nu putem spune că este doar o pasiune, este la un moment dat un mod de a trăi, este și adrenalină, este și bucurie de viață, sunt toate la un loc. Rebel cu o cauză. Este un eveniment pe care l-ați organizat timp de 3 zile. Care sunt concluziile? Campania a început din 15 iulie și continuă, va continua prin conduita noastră în continuare și prin faptul că noi vom posta pe pagina evenimentului și pe pagina de Facebook a aeroportului Iași Airport, vom continua mai ales săptămânile următoare să postăm fotografii și filmări din cadrul campaniei. Campania s-a derulat, cum ziceam, începând din 15 iulie prin distribuirea de materiale print către populație. Într-adevăr, s-a concentrat mai mult pe acțiuni care au avut loc în 3 zile, 25, 26 și 27 iulie. Pe 25 iulie am avut o demonstrație de prim ajutor și un exercițiu de descarcerare în parcarea aeroportului Iași. Toate acestea, bineînțeles, cu sprijinul nemijlocit al partenerilor noștri, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Jandarmeria, Smurd Iași, Crucea Roșie Iași și cele două cluburi de motociclism implicate. O simulare a unui accident între o mașină și o motocicletă. Acesta a fost un aspect unic, ca să spun așa, și oarecum deosebit față de alte exerciții de descarcerare. A fost o simulare a unui accident în care, într-adevăr, unul dintre cei doi participanți la trafic a fost un motociclist, cu motocicleta sa, evident. De ce la aeroport? Cum v-ați simțit la aeroport, special motocicliștii?
Gazda noastră a fost nemaipomenită. Vrem să mulțumim pe această cale aeroportului Iași că a făcut posibil acest eveniment. Rezultatele cu siguranță se vor observa în trafic pe drumurile publice în viitor. Toate cele trei zile au adus ceva în plus, mai ales în prima zi, cea cu exercițiul smurdului, pentru că foarte multe persoane atunci când se află în fața unui astfel de eveniment nu știu dacă e voie să scoți casca unui motociclist, cum trebuie acționat, e altfel decât în cazul unui accident cu mașină. Și în cele mai multe cazuri, un accident pe două roți este un accident cu victimă. În a doua zi a oferit posibilitatea pasionaților și posesorilor de motociclete să-și exprime talentele, să aibă parte de adrenalină într-un mediu organizat. Iar în a treia zi a fost un mesaj din inimă venit în memoria prietenului nostru, Adrian Berescu. Deci în toate zilele a fost foarte bine, am simțit ca acasă, aș putea spune. Ne pare bine că a fost reluat acest gen de eveniment. Sperăm ca pe viitor să facem din nou împreună astfel de evenimente și nu putem decât să aducem mulțumiri tuturor celor care au făcut posibil evenimentul. Ați amintit de acest eveniment din a treia zi, în memoria lui Adrian Berescu. Avem și în legătură cu acest un scurt material pe care vă invit să îl urmăriți și revenim apoi la discuție. Quartetului Ad Libitum au susținut recitalul în memoria colegului lor Adrian Berescu. Acesta a murit într-un accident de motocicletă în județul Brașov în urmă cu 3 ani. Soliștii au cântat atât muzică clasică, dar și câteva fragmente din melodiile rock care îi plăceau lui Adrian Berescu. Adrian este colegul meu. Este membru fondator al Quartetului de Coarde Ad Libitum al Filarmonicii Moldova din Iași. Este un violonist extraordinar, cu care oricine pe lume și-ar fi dorit să cânte. Evenimentul a fost organizat și pentru a atrage atenția asupra siguranței în trafic. Motocicliștii recunosc că unii dintre colegii lor încalcă regulile de circulație, dar în același timp reclamă și comportamentul agresiv pe care șoferii îl au față de vehiculele pe două roți. Și participanți la trafic pe două roți, în special cei cu mopede care nu prea cunosc norme de legislație și nu prea le respectă. Sunt și printre motocicliști participanți la trafic care iarăși exagerează în trafic. Neatenția șoferilor, graba lor, uneori parcă se urcă pe tine. La noi nu e cultura motociclismului dezvoltată, nu au fost învățați să ne accepte pe stradă și de multe ori și e ca regulă, motocicliștii respectă mai mult regulile de circulație. În 28 de ani niciun accident, o singură amendă, am luat-o acum 4 ani pentru o leacă de viteză. Membrii Quartetului Ad Libitum spun că vor mai susține astfel de concerte și în perioada următoare. Materialele realizate de colegii, tot de colegii de la Digi24 Iași, departamentul de știri, am văzut și opinii legate de modul în care se circulă, comportamentul în trafic. Și această campanie are și această menire de a atrage atenția asupra faptului că în trafic există și bicicliști, și motocicliști, și că trebuie să... Mulți dintre șoferii autovehiculelor trebuie să conștientizeze acest lucru altfel și să existe o cultură. Ce anume ar trebui să conștientizeze mai clar șoferii, din punctul dumneavoastră de vedere? Exact asta e cauza rebelilor, conștientizarea și respectul reciproc în trafic. Să fie atenți. Noi în broșura noastră, în pliantul pe care l-am distribuit către public, am și spus că, mă rog, printre cauzele principale ale accidentelor rutiere în care sunt implicate și motociclete, se numără neatenția în trafic, viteza și, da, neatenția de ambele părți și viteza de ambele părți.
Prin urmare, asta este vina, exact cum ați prezentat și dumneavoastră, nu este doar de o parte a baricadei, este de ambele părți. Și atenția trebuie să fie și respectul trebuie să fie reciproc. Respectul, ce înseamnă mai exact? Adică, cum îl traducem în fapte? Pentru că, în principiu, atenție trebuie oricum. Fie că sunt bicicliști, fie că sunt motocicliști, fie că nu sunt. Vorbind de cultură, vorbim de faptul că numărul motocicliștilor și a participanților la trafic pe două roți, începând de la biciclete, mopede, motociclete, a crescut în ultimii ani. De aceea, participanții la trafic din România poate nu sunt atât de obișnuiți cu motocicletele. Poate încă nu s-au obișnuit că avem drepturi și obligații egale pe drumurile publice. De asemenea, vorbim nu doar de participanți la trafic, ci și cei care execută diverse lucrări la drumurile publice. Pentru că dacă ai săpat o groapă și primul doar o umpli cu pietriș, pentru un motociclist este un pericol foarte mare de a suferi un accident. Deci chiar și autoritățile, chiar și diversele societăți care execută lucrări la drumul public ar trebui să ia în considerare și acest aspect. Respect și din partea motocicliștilor față de ceilalți participanți la trafic, să nu șicaneze, să învețe posesorii de biciclete, de mopede, să învețe normele de legislație rutieră. Deci, adevărul, cum am mai spus, e undeva la mijloc, dar trebuie să luăm în considerare aspectul că majoritatea accidentelor în care sunt implicate vehicule pe două roți s-au produs au ca principală cauză neacordarea de prioritate. Asta spune multe. A celor care au autoturisme, da, în special, da, sau mă rog, da, da, celelalte mijloace. Neacordare de prioritate pentru vehicule pe două roți. Însă, noi dacă mai avem ceva respect din partea lor, cei care circulă pe biciclete și sunt din ce în ce mai mulți, mai puțin, aș putea spune. Și e păcat. Vreau să vă întreb câte ceva despre echipament. Ați venit chiar cu câteva elemente aici. Sunt diferite. Tocmai exact. Aici o să-l las pe Ionuț să prezinte mai. Da, eu am mai spus că echipamentul este o primă măsură pentru a preveni. Atunci când îți achiziționezi o motocicletă, un vehicul pe două roți, trebuie să nu faci rabat la echipament. Să te gândești, pentru că e în joc viața ta și sănătatea ta. Și echipamentul de multe ori, de fapt în toate cazurile, te va salva. Echipamentul ce înseamnă? Cască? Echipamentul, cască, protecții, mănuși și protecții. Depinde și unde circuli. Atunci când, vedeți, motocicliști te îmbracă permanent în piele. De ce? Pentru că te protejează împotriva curentului. Pentru că în cazul unei căzături, materialul textil se va rupe, pielea rezistă. Și atunci trebuie să, în primul rând, să te gândești la tine, la protecția ta. Să nu... Dacă este vară și foarte, foarte cald și distanța este scurtă, nu e neapărat nevoie să-ți iei tot combinezonul, poți lua și genunchiere, cotiere și mănuși, dar obligatoriu să existe protecție. Și pentru coloana vertebrală sunt anumite... carapace se numesc, care protejează, asta pentru vară, dar se recomandă combinezonul cu totul, geacă, pantaloni și ghete absolut și casca obligatorie. La noi, din fericire, în România este obligatorie purtarea căștii. Da, și în general posesorii de motocicletă nu fac grav, nu duc lipsă de echipament și îl folosesc. Care este, credeți, sau de unde vine această lipsă de cultură în trafic de la noi, legată de comportamentul față de motocicliști, față de bicicliști? Pentru că dacă ne uităm în codul rutier, dacă ne uităm în tot ce trebuie să învățăm atunci când dăm examen la școala de șofer, acestea fac parte din toate acele exerciții, se întâlnesc foarte des. În schimb, lucrurile nu se desfășoară în trafic la fel cum se desfășoară, nu știu, în Italia, de exemplu, unde sunt foarte multe motoscutere. Spania, în vest, în general. Exact. Da, am avut șansa să circul pe două roți în mai multe state din Europa, într-adevăr. Și cu părere de rău spun că în România încă este destul de periculos să circul pe drumurile publice. Cum am spus și mai devreme, probabil prima cauză e pentru că în trecut nu au fost atât de numeroși. I-am întâlnit în carte, dar neîntâlnindu-i în stradă foarte mult. Și erau doar teoretici. Da, și depinde, acum știți cum una înveți la școala de șoferi și alta înveți de obicei de la părinți sau de la un prieten șofatul și atunci dacă te învață că domnule cei cu bicicleta că mă încurcă, că trebuie să meargă pe dreapta, e o cutumă, să spun, probabil. Este motociclismul legat, fără să poată fi, nu știu, văzut diferit, legătură cu
cu viteza, eu le... Clar. Da, de aceea și a intervenit și aici a intervenit și rolul nostru, Aeroportul Iași, pentru că am oferit infrastructura, mai ales în ziua de sâmbătă, când am deschis porțile, ca să spun așa, în absolută siguranță, trebuie să spun acest lucru din nou, s-au respectat toate măsurile de siguranță în ceea ce privește traficul aerian. Noi am avut o fereastră de operare de câteva ore sâmbăta. Aceste ferestre nu se vor mai întâlni atât de des, mai ales în următoarele luni, când vom avea trafic sporit și curse noi. Aceasta a fost chiar o ocazie foarte rară, dacă nu chiar unică, și tocmai acesta este mesajul, pentru că noi vrem să am pus la dispoziție această infrastructură care se pretează la viteză, te duce cu gândul clar la viteză, avionul, pista de avion, pista de aeroport. E foarte important, la fel cum am mai spus și în repetate rânduri, viteza foarte, foarte mare și are locul pe circuite special amenajate și, evident, pe pista unui aeroport când e vorba de avioane. Din păcate, în România nu există circuite special amenajate pentru ca pasionații să-și descarce acea energie și acea adrenalină în cadrul organizat și sigur, cum spunea și Ionuț. Din păcate, în alte, ziceați mai devreme de civilizație și de... poate ăsta ar fi un fel de supapă de descărcare, un circuit special amenajat în țară. Țara noastră este destul de mare și... s-ar găsi loc. Exact, s-ar găsi loc, spre deosebire de alte state, chiar foste comuniste, care au deja circuite și unde se duc foarte, foarte mulți din Europa. Noi am încercat să atragem atenția, să tragem un semnal de alarmă și în același timp să încurajăm alte instituții și alte organizații să ia exemplu și să organizeze astfel de evenimente de conștientizare. Bănuiesc că nu spun o noutate când calific cumva o părere generală. Șoferii, în special, când aud motocicliștii, când aud motoarele, își, probabil primele lucruri la care se gândesc sunt niște inconștienți. Viteză foarte mare, accidente, sigur că se întâmplă accidente pentru că este viteză. Și în același timp își mai explică și așa. Oricum, traficul la noi este și așa destul de haotic. Deci vina cade aproape pe cel de pe motor. Da. Participanța la trafic care exagerează sunt de ambele părți. Și cei pe patru roți și cei pe două roți. Dar motocicliștii sunt mai vizibili. Și foarte bine spunea Raluca că o astfel de pistă ar duce, e adevărat, ar duce la ca o eliberare a unei supape. Toți ne dorim să avem un loc unde să putem să desfășurăm astfel de activități într-un cadru bine organizat, sigur, legal, fără să încălcăm legislația rutieră. Și cu alte cuvinte, cei care merg cu motorul nu vor să meargă cu viteze foarte mari în fiecare zi. Nu, bineînțeles, atunci când mergi cu motocicleta de zi cu zi, la servici, deci în rândurile noastre sunt persoane care desfășoară activități ca și profesii, toată gama de profesii, de la, vânzători până la polițiști, avocați, politicieni chiar. Sunt toate categoriile sociale, culturale, studenți, șomeri, sunt oameni ca toți ceilalți. Știți, diferența e, eu am și permis de mașină și dacă mașina mă ajută să ajung, circul cu ea ca să ajung din punctul A în punctul B, motocicleta mă bucur de ceea ce fac între punctul A și punctul B. Asta e diferența, e o pasiune. Da, pentru că vorbiți despre acest lucru, despre motociclete, despre biciclete, despre comportamentul în trafic, aș vrea să vă gândiți puțin la un lucru exprimat simplu, într-o propoziție pe care v-ați dori să-l știe despre motocicliști, cei care sunt la volan, să-l conștientizeze foarte bine. Ce anume? Nu știu, că banda este la fel și pentru o motocicletă și pentru un biciclist și pentru o mașină, orice altceva, dar înainte de aceasta să vorbim puțin despre infrastructură, pentru că este o altă discuție, este un alt pericol pentru bicicliști, chiar pentru că este prea puțină, poate prea puține piste pentru biciclete și în același timp pentru
Motociclete, deja ați vorbit puțin despre faptul că acolo unde este pietriș sau unde sunt gropi, riscul de accident este mare. Da, noi iarăși suntem un exemplu în acest sens, aeroportul Iași. Ați văzut șantierul la aeroport cât de bine a mers și merge în continuare, se apropie de final înaintea termenului. Suntem un exemplu, v-am spus, în afară de faptul că organizăm și încercăm să organizăm evenimente în sprijinul comunității ieșene și nu numai, și pe partea aceasta de infrastructură. Adică se pot construi piste, se pot construi circuite repede, eficient și în folosul unor comunități care așteaptă acest lucru. Poate fi scump un astfel de circuit, dacă tot foarte, despre... foarte scump, cu siguranță. Eu nu-ți pot să spun mai multe, dar este scump, dar merită. Să știți că în câțiva ani se pot amortiza și cu succes cheltuielile. Da, cu siguranță e o investiție foarte mare, dar dacă luăm în calcul că o astfel de investiție, în primul rând, salvează vieți, în al doilea rând, atrage turism, atrage diverse activități, deci ar fi benefic atât pentru comunitatea, atât pentru societățile comerciale, cât și pentru instituțiile publice. Și mulțumim aeroportului Iași, au arătat că se poate. Deci, ce ne-am dorit... Nu știm dacă o să se mai poată în viitor, v-am zis. Nu, au arătat că se poate altor instituții ale statului. Exact, exact. Și ar putea lua exemplu. Cât ar putea să coste? Informal, o pistă pentru motociclete. Pentru că nu vorbim de pistă... Nu doar de motociclete, deci un circuit. Auto poate fi folosit și de moto, în general, invers nu prea, dar dacă e pentru auto... Cu siguranță nu e necesară o grosime ca la pista pentru avioane. Clar, deci, e de câteva zeci de milioane de euro. Nu știu... Da. În jur de 50, cam așa. Bun, să ne gândim dacă v-ați gândit deja la ce ar trebui să știe un șofer, într-o propoziție simplă, ceva foarte clar, care să-i rămână în minte în ceea ce întreprindeți de fapt. Dacă ar fi să rezum la o singură propoziție, cum am spus, drepturi și obligații egale pe drumurile publice. Atât. Și ca sfat să conștientizeze că motocicletă, chiar dacă nu depășește viteza de 60 km la oră în trafic, ajunge mult mai repede decât o mașină de la 0 la 60. Și uitându-te de două ori în oglinda retrovizoare, te asiguri pe tine în primul rând și poți salva o viață. Iar faptul că noi, poate câteodată, suntem prea zgomotoși, există o vorbă, că loud pipes saves lives. Adică zgomotul puternic salvează vieți. Pentru că, da, de multe ori faptul că te face auzit... E un mijloc de a semnaliza că există cineva. Că există cineva în partea stângă care urmează să intre în intersecție. Eu vă zic, din experiența mea, atunci când circul, chiar dacă am prioritate într-o intersecție, de fiecare dată aștept să văd, mă lasă sau nu reacția. Mă lasă. Deci aș vrea să pot circula fără să mă gândesc la asta, dar deocamdată nu se poate. La fel și cu bicicliștii, cu infrastructura, din păcate, cu atenția. Da. Din păcate, da, mai ales că sunt motocicliștii sunt obligați pentru permisul de conducere și studiază legislația. Bicicliștii, nu toți, cunosc regulile și mai ales să le și aplice. Și din păcate pentru ei e mai rău decât pentru noi. Pentru că pistele pentru bicicliști, și am să mă refer doar la oraș, iar sunt așa cum sunt, trotuarele sunt așa cum sunt lucrări cam în tot orașul și atunci sunt obligați să circule pe șosea. Dar și ei sunt participanți la trafic, de asemenea, cu drepturi egale față de cei pe patru roți, față de cei pe două roți. Am circulat în Olanda, spre exemplu. M-am uitat cu admirație cât respect au pentru cei care circulă cu bicicleta. Și dacă dorim să promovăm acest lucru care salvează planeta, duce la mișcare, condiție fizică, ar trebui să le acordăm dreptul de a circula și ei pe drumul public cu aceleași drepturi. Dreptul există, cu siguranță vă referiți la noi șoferii, să spunem. La noi șoferii, cei care conduc, să înțelegem că au și noi suntem drept. Șoferi. Și autovehicule, exact. Încurajare. Cu alte cuvinte, discuția noastră din această seară arată într-un fel că suntem îngrijorați de... comportamentul general în trafic, care nu este deloc o încurajare a mersului pe două roți, care este un semn de civilizație. Clar. Ați punctat perfect exact ceea ce vrem noi să spunem și exact ce vrem să transmitem prin această campanie și chiar dacă activitățile au fost diferite în cele trei zile, toate au avut un punct comun, exact ce ați spus dumneavoastră. Da, a fost principalul mesaj al campaniei Rebeli cu o cauză. Sunt rebeli și aceasta este cauza.
Care sunt, nu știu, scopurile acestui club pe care l-ați înființat? Da, Eastside Dogs s-a înființat în 2002, în 2001 am început. Este unul din cele mai vechi cluburi moto din orașul Iași și principalul scop a fost de a promova fenomenul moto, de a-i da un statut juridic pentru a putea organiza întruniri cu același scop, pentru a promova, pentru a arăta că existăm și noi în trafic, pentru a arăta că nu suntem doar, eu știu, doar rebeli, ci suntem oameni din cadrul comunității. Cât de dese sunt, de exemplu, conflicte între ghilimele, mai mult sau mai puțin, verbale, șicanele din trafic a celor care au motociclete cu ceilalți? Sunt zilnice? Dacă sunt zilnice, sunt de două ori, sunt de trei ori pe zi? Mi-aș dori să spun altfel, dar sunt zilnice și de nenumărate ori pe zi. Adică fiecare motociclist, atunci când iese pe stradă cu motocicleta, cu siguranță îi se întâmplă cel puțin o dată să nu îi se acorde prioritate, să fie șicanat, să primească claxoane. Din păcate, asta este lumea în care trăim, deocamdată. Un mesaj totuși ați transmis, acesta că trebuie să fim atenți, noi ceilalți șoferi, care nu suntem pe două roți, la cei care au două roți și care au drepturi egale, așa cum a spus Ionuț Mihalache, membru fondator Eastside Dogs, Raluca Filip, PR Aeriaș. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit la Vocile Iașului. Luăm o scurtă pauză și revenim după câteva momente la Vocile Iașului. În weekend, Alianța Creștin-Liberală a luat ființă printr-o fuziune deocamdată cu numele între Partidul Democrat Liberal și Partidul Național Liberal. Am urmărit acest eveniment. Vom vedea care este termenul la care vor anunța candidatul pentru prezidențiale. Au spus ceva despre o săptămână reprezentanții celor două partide. Discutăm despre cât de repede se poate face practic o astfel de fuziune, o astfel de o alianță cât mai eficientă, să-i spunem, din punct de vedere electoral în teritoriu, împreună cu profesorul de sociologie Tudor Pitulac de la Universitatea Petre Andrei din Iași. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Nu este prima dată când două partide fac o alianță. De altfel, după 1979 avem această experiență cu alianțele care mai devreme sau mai târziu se frâng. Acum s-a făcut o alianță, dar de fapt este numită fuziune, ceea ce încă nu e realizat. Fuziunea urmează să se realizeze. Este, bine, vândută, să spunem, ca un program de marketing, așa politic, ca o fuziune, dar cât de repede se poate face acest lucru? Dacă în viața reală. În viața reală, exact, pentru că e o decizie care vine de la vârful partidelor. Acolo înțelegerile poate au fost mai mult sau mai puțin rapide, dar când vorbim despre structuri de partid întinse în toată țara, în fiecare județ, în fiecare comună aproape, lucrurile s-ar putea să fie diferite, mai ales că sunt două partide care s-au războit în ultimii 2-3 ani suficient de aprins. Sigur că da, nu numai în ultimii 2-3 ani. Așa, dacă e să ne uităm, știți cum e în politică, e bine să ai puțin Alzheimer. Mai uiți, mai treci. Deci așa fac eu. Dar sigur că da. Bine, până în politica românească întotdeauna este vorba de excese și Alzheimerul acesta este extrem de selectiv și foarte puternic atunci când lovește, mai ales când ai interes să uiți. Da, este adevărat că avem, dar această practică a alianțelor politice este foarte răspândită în lumea democratică, nu este nimic extraordinar. Sigur, nu, fără îndoială, până la urmă, orice formațiune politică are în genele sale înscrisă această nevoie, dorință de a câștiga puterea și de a o menține, de a o exercita. Prin urmare, atunci când alianțele îți aduc un plus electoral, sigur că ele se fac. La fel de ușor se desfac atunci când altele par să fie mai aducătoare de voturi. Însă, așa cum spuneam, depinde până unde merge, să spunem, compromisul politic, până la anihilarea totală a identității cuiva. Nu mă refer aici însă la această fuziune. Sunt două paliere
foarte clar, ele sunt complementare, dar sunt distincte totodată, este cel al ideii acesteia care se vinde până la urmă foarte bine. Da? Și anume nevoia de un partid de opoziție, de un partid de dreapta, un partid de dreapta care să, de centru dreapta, care să reușească să contrabalanceze cât mai eficient, cât mai eficace PSD-ul. O uniune sau o alianță cu toți cei de dreapta, care a fost mai mult sau mai puțin iluzorie până la urmă. Da, bine, acum vorbim de această construcție care este totuși foarte apropiată de ceea ce ne-am putea... Bine, nu discutăm acum de ceea ce s-ar putea întâmpla în acest prim plan, ci este vorba de o idee care se susține. Fără îndoială că este foarte bine să avem și un partid care să poată să facă această opoziție, să spunem, în momentul în care ai un guvern de dreapta. Alianțele, de altfel, sunt foarte prezente, alianțele acestea electorale sunt foarte prezente în sistemele care sunt caracterizate prin pluripartidism temperat. Noi nu avem nici bipartidism, nici bipartidism imperfect, avem un pluripartidism temperat, e adevărat, pe ultimele legislaturi, însă acestea favorizează alianțele. Observăm că și acum avem, de fapt, înscrisă în mod oficial o alianță electorală, care este pentru alegerile prezidențiale din toamnă, și avem această fuziune care se pregătește. Alianța Creștin-Liberal este foarte bună ca idee, este convingătoare, însă, cum spuneți dumneavoastră, noi trebuie să trecem și în celălalt palier. Trebuie să trecem dincolo de acest entuziasm, încercăm să privim în față, poate un sistem care să fie mai echilibrat, să semene cumva mai mult cu un sistem bipartidist, însă spuneați foarte bine, vă întrebați cu întemeiere, oare ce se va întâmpla acolo, la baza partidului. E bine, osmoza aceasta nu se poate petrece peste noapte. Însă, există, fără îndoială, vectorul acesta între conducerea partidului și cei din teritoriu. Să nu uităm acum că această structură, cum este ea gândită, fuzionată și nu prea, are vreo 100 de membri. Conducerea acestei... Biroul Politic Național. Cu toate celelalte, Consiliul Național și așa mai departe, sunt vreo 100 de persoane. Vă întrerup mai puțin. Da. Haideți să urmărim un material cu imagini de la acest congres, cu declarațiile optimiste și cu planurile pe care și le-au făcut liderii celor două partide politice, și ne întoarcem la discuție. După reuniuni maraton, PNL și PDL au aprobat protocolul de fuziune. Noul partid, care se va numi PNL, ar putea apărea oficial abia la începutul anului viitor. Am intrat astăzi în această sală pe rând un ONG, Inițiativa România Liberală, și trei partide, Forța Civică, Partidul Democrat Liberal și Partidul Național Liberal, și iată că ieșim un singur mare partid de centru-dreapta, care, așa cum spuneam, va candida, este adevărat, ca o alianță electorală la legile prezidențiale. Este un moment important al istoriei României. Astăzi s-a născut marele partid al dreptei românești, marele Partid Național Liberal. Poștii Colegii Democrat-Liberalilor sau ai Liberalilor, care au decis să părăsească cele două formațiuni, au fost dur criticați de liderii celor două partide. Mai există niște grupulețe care au rămas pe din afară, care fac direct sau indirect jocurile lui Victor Ponta și ale PSD-ului. Am văzut oameni pe care i-am propus ca miniștri să trădeze a doua zi, să devină frați cu PSD. La alegerile prezidențiale, PNL și PDL vor candida sub numele de Alianța Creștin-Liberală. Cele două partide mai au de stabilit candidatul comun pentru Cotroceni pe baza unor cercetări sociologice. Deja cei doi aspiranți au vorbit despre cum trebuie să arate prezidențiabilul. Vreau mai puțin spectacol, mai puțină gălăgie și mai ales, cred că este nevoie de mai multă sobrietate în exercitarea funcției de președinte. Mi-am asumat împreună cu dumneavoastră acest proiect ca parte a construcției dreptei și ca parte a unei noi Românii. Vreau să vă asigur că voi continua să lupt până la capăt
pentru victoria noastră! Crin Antonescu și Emil Boc nu au participat la convenția pentru fuziunea PNL-PDL. Dacă primul a motivat că este plecat din țară, celălalt a precizat că nu este de acord cu fuziunea. Declarații optimiste, clasice practic la astfel de congrese ale liderilor politici. În schimb, spuneam că va fi ceva mai complicat în teritoriu atunci când filialele locale se așează la masă să vadă cum anume vor colabora după ce, sigur, s-au luptat unele cu celelalte. Ce anume va obține fiecare până la urmă despre aceste lucruri? Asta se întreabă și ei. Vor trebui obligatoriu să vorbească și să împartă. Da, cum să împartă? Va fi foarte interesant să vedem cum acest mecanism, să spunem, pedelist, ceva mai organizat, așa este privit, da? Condus de Blaga, cum va putea să fie eventual preluat sau să influențeze cumva și partea cealaltă, pentru că este clar că lucrurile nu se vor, spuneam, această osmoză nu se petrece doar peste noapte și știți cum e? Va fi interesant de văzut cât de mult se vor implica fiecare parte, pentru că după aceea, eu sunt convins că fiecare va încerca după alegeri să-și tragă spuma pe spuza pe turta lor sau cealaltă, cine a lucrat mai mult și cui se datorează, eu știu, succesul sau din potrivă cui se poate reproșa un anumit eșec. Această prelungire a așteptării cu privire la realizarea concretă a fuziunii, există câteva prevederi în legea partidelor politice în capitolul 6 care arată cum trebuie să petreacă aceste fuziuni, care sigur că mai întârzie puțin procesul, dar nu este numai acest element cel care, chiar legea la un moment dat arată că în termen de puține zile după ce se aprobă în plenurile acelor partide fuziunea, ea trebuie să se ducă să se înscrie la tribunal. La tribunal, fără să mai ducă semnături, adevărat, dar toate celelalte condiții trebuie să fie îndeplinite și într-un termen pe care este foarte scurt, pe care legea le indică. E bine, foarte multe vor depinde de ceea ce se va întâmpla la alegerile prezidențiale, pentru că dacă PSD-ul va reuși, da, alături de partenerii pe care îi are, conjunctural, iarăși, va reuși să obțină un scor mare și să dea cumva semne mari de îngrijorare către acest nou partid, către noul PNL, că nu va reuși într-un an și ceva, până la alegerile din 2016, să se replieze pentru a avea un scor electoral mulțumitor și care să le aducă ceea ce își doresc, și anume, sigur, beneficiile puterii, e bine, în acel moment lucrurile se vor amesteca și mai rău în acest nou PNL. Și s-ar putea fuziunea, este foarte clar, s-ar putea fuziunea să nu se finalizeze. Mai ales dacă nu obțin funcția de președinte al României în această toamnă. Pentru că s-ar putea ca atunci... E adevărat că putem privi foarte manicheist. Poți să iei președinția sau poți să o pierzi. Contează și cum, până la urmă, da? Am putea spune pentru această fuziune. Ar putea ca să se finalizeze. Din punctul meu de vedere, vă spuneam, făcând abstracție de toate aceste elemente concrete, directe, ideea este bună. Ideea este foarte bună de a avea un partid de centru-dreapta puternic. Ar fi foarte bine, din punctul meu de vedere, pentru ceea ce ar însemna, pentru clarificarea oarecum a scenei politice românești, ar fi bine ca această fuziune să se finalizeze și până la urmă toate aceste elemente de tensiune să nu fie decât ceea ce ar fi normal în interiorul unui partid. Vor fi multe, să nu uităm, numai dacă ne gândim la Iași ce înseamnă asta și știm foarte, foarte bine, dar să ne gândim că în fiecare localitate mare, în fiecare regiune sunt astfel de tensiuni. Nu știu, sincer, cu siguranță din 1990 încoace au fost ani în care poate au apărut tot mai mulți care să urmărească și principii. Nu spun numai principii solide, dar și principii. Dar exact. Și principii. Nu-mi dau seama dacă este sau nu o masă critică. Vom vedea. Această
această fuziune, această dorință de a pune la oaltă două formațiuni politice în pofida tuturor acestor dificultăți reale, ar putea să ne arate, spuneam dacă se va finaliza, că până la urmă cei care urmăresc niște principii și care reușesc să vadă și înainte și mai departe de următoarele alegeri, în poate cuvântul e mare, dar l-ați avut aseară invitat pe Mihai Răzvan Ungureanu, istoric, și spunem poate chiar se uită puțin în istorie așa în lungul ei, în viitor, ar putea să însemne. Vă spuneam că au această conducere foarte numeroasă și sunt de acord că acum trebuie să vorbim dincolo de frumusețea ideii și de utilitatea ei politică, eu așa o văd, pentru viitor, avem aceste tensiuni actuale. Bine, pe de-o parte, să nu uităm că este vorba de partide de opoziție, cele care s-au leat, deși unul dintre ele este plecat de multă vreme de la putere. Este cumva firesc în aceste condiții să încerci să expandezi numărul celor care au funcții la nivelul partidului, astfel încât să existe măcar această satisfacție, chiar dacă nu există și niște beneficii foarte clare care vin din guvernare în momentul în care ai asemenea poziții. Știm bine că în momentul în care se ajunge la putere, cumva piramida începe să se ascută iarăși. Acum avem, însă, poate fi și un element de strategie bună, sper, pentru că vă spuneam, cu cât mai mare va fi presiunea dinspre centru, pentru ca această, știți cum, osmoza aceea de care vă spuneam, exact, se face mai bine când presiunea e mai mare, când presiunea crește în recipient. E bine dacă această conducere va reuși într-adevăr să exercite o presiune corespunzătoare și nu numai presiune, dar sigur, să mai adauge acolo și ingredientele necesare, atunci cu siguranță că lucrurile vor fi mai simple. Din fericire, aș spune, dintr-un punct de vedere, avem această campanie electorală începută și nu prea, dar care cu siguranță se va accelera la începutul lunii septembrie, așa după ce trece și canigula de august, lucrurile se vor accentua și atunci vom avea posibilitatea să vedem mai multe elemente. Chiar de-abia aștept să facem o discuție așa prin septembrie, ca pe la final, așa, ca să vedem cam cum se așează lucrurile în noua formațiune politică. Până atunci, haideți să mai urmărim un scurt material cu atmosfera care a fost la congresul care a consfințit această alianță creștin-liberală și numele a fost puțin contestat. Vom vedea exact, sau vom discuta și acest aspect după ce vedem acest scurt material. Pentru liderul PDL Vasile Blaga, votul Congresului Comun poate fi considerat un adevărat cadou. A venit chiar de ziua lui de naștere. Totuși, ca organizatori ai evenimentului, democrat-liberali au încercat să menajeze orgoliile noilor aliați. Strofa imnului național, care conține cuvintele "un nume de Traian", a fost uitată. Negocierile au dus la un compromis. PDL a renunțat la nume, siglă și culorile sale electorale, liberalii au spus adio sediului central și propriului imn. Dar pentru activistul de rând, fie el liberal, fie democrat liberal, va mai trece multă apă pe Dâmbovița până când noile schimbări vor fi acceptate. În timp ce în Zăpușala din sală se țineau discursuri, pe holuri, deputații din PNL dezbăteau ce se păstrează și ce se împrumută de la partenerii din PDL. Ei aveau un imn mai frumos. Asta nu înseamnă că Partidul Național Liberal, pe forma vechi, o să danseze după muzica PDL-ului. Cu cântatul unui nou imn, cum este Verde Înrourat, cum vezi asta? Dacă vă uitați în toată sala asta, mulți au cântat și imnul nostru, mulți au cântat și imnul PDL-ului. Poate o să facem și un imn comun. Nu sunt de acord cu acest imn, dar mă supun deciziilor delegației. Cred că imnul PNL era mult mai ok. Nu, o să-l învățăm. Încă nu-l știm, dar o să-l învățăm. Am fost la multe activități electorale și o să mergem în continuare oricare ar fi imnul partidului. Democrați liberali au făcut la rândul lor haz de necaz. Așa cum învățăm noi să ne spunem de astăzi înainte că facem parte din PNL, cred că și ei vor fi dispuși să cânte Verde Înrourat. Proaspăt înregimentați în PDL, membrii fostului partid Forța Civică înghit cu greu procesul de absorpție. Sunteți dispusă să învățați imnul PDL, Verde Înrourat? Spuneți, prietena mea. În ciuda nemulțumirilor și orgoliilor personale, unii liberali s-au căznit să-și fredoneze valorile pe noile acorduri muzicale.
Am urmărit încă un material cu atmosfera de la congresul care a consfințit această alianță creștin-liberală. Este această alianță și fuziune, până la urmă, decisă în unanimitate de cele două partide. Dar înainte de acest lucru a mai fost o fuziune. A fost o fuziune între Partidul Forța Civică și Partidul Democrat Liberal, în care Mihai Răzvan Ungureanu a ajuns prim vicepreședinte al Partidului Democrat Liberal la nivel național, din postura de candidat la alegeri prezidențiale. Este un pas spre un tandem cu Klaus Iohannis, despre care se vorbește foarte mult ca... Da, cred că da. Această mișcare pe care ei au făcut-o pentru fuziunea celor două partide, de data asta prin absorție, a fost întâi o fuziune prin absorție și abia exact una prin comasare. Astfel ajungând Mihai Răzvan Ungureanu în conducerea noului PNL. De fapt, asta este ideea. Dacă luăm în calcul ceea ce s-a anunțat, și anume că în urma deciziei cu privire la candidatul unic al PNL-ului la alegerile prezidențiale, partea din PNL-ul nou care va da prezidențiabilul se va limita la atât și ceilalți vor da prim-ministrul. Exact. Cred că aceasta ar fi ideea care l-a adus pe Răzvan Ungureanu aici, sigur că da, și atunci sigur că l-am avea pe Mihai Răzvan Ungureanu în calitate de potențial desemnat pentru funcția de prim-ministru, dacă, sigur, în 2016 PNL-ul eventual într-o altă alianță cu, și cu alte formațiuni politice, dacă fuziunea aceasta, spuneam, se va finaliza, dacă va fi convingătoare în această toamnă, el să fie cel care să fie propus. Acum, tandemul este destul de dificil de realizat, pentru că avem această decalare între alegerile prezidențiale și alegerile parlamentare, fapt pentru care acest element este, spun eu, nu ar fi aducător de voturi, da? Partea aceasta, aceste tandemuri, care într-adevăr uneori sunt destul de puternice. Mai degrabă cred că ar fi fost un tandem câștigător, aducător de voturi, cel între Crin Antonescu, candidat la președinție, și Iohannis, să spunem, pentru potențial prim-ministru. Da, eu cred că aceasta era mai convingătoare. Sigur, sunt foarte multe zvonuri despre ce s-a întâmplat acolo, despre cei care nu-l iubeau pe Antonescu în partid și cu ajutorul lui Iohannis la un depărtat. Credeți că este vreo, sau se creează, sau plutește cel puțin așa la nivelul opiniei publice și o confuzie? Și aici mă refer, bun, sunt semnalele clare, Uniunea, Alianța, dar confuzie în sensul candidatului drepte. Este vorba despre, deocamdată, cel puțin despre Cătălin Predoiu, care are și campanie pe internet. Are campanie, este foarte activ, da. Vorbim și despre Cristian Diaconescu din partea Partidului Mișcarea Populară. Da, un tehnocrat există, până la urmă, solid. Acum și vorbim susținerea de, sa și vorbim politică de mai multe, de mai multe nume de aici, din noul PNL, să-i spunem. Deocamdată, cel puțin deocamdată, până vor anunța efectiv cine este candidatul. Vorbim despre Mihai Răzvan Ungureanu, despre Klaus Iohannis, se discută despre Monica Macovei, care dorește să fie introdusă cel puțin în studii. Vorbim despre Traian Băsescu, sigur, nu ca un candidat, dar ca un vector din partea dreaptă a politicii. Da, haideți să vedem că este poate singurul singurul moment politic important la care Băsescu se face față, de care nu s-a pronunțat, n-a intervenit. Acum e puțin straniu, fie fără îndoială că el își va avea mișcările sale. După congres a semnat acea listă de susținere pentru candidatura la prezidențiale a lui Cristian Diaconescu. Da, fără îndoială este candidatul, este o persoană cu care a lucrat foarte mult timp. Să nu uităm, Diaconescu a fost șeful Cancelariei Prezidențiale și este o persoană de calitate, aici nimeni nu contestă. Dar cum spuneam, sprijinul politic pe care îl are este foarte redus. Nu cred că îl poate propulsa în niciun caz în turul 2, deși poate, știți, dacă am putea face un astfel de exercițiu de imaginație, cred că poate dintre cei pe care i-ați enunțat, Iohannis... Și aș mai aminti unul, Călin Popescu-Tăricianu.
revendică liberalismul. Deci, da, de aceea. Este clar agentul de propagandă, spune-mă, al PSD-ului, care încearcă să rupă din, nu numai din PNL, uitați, de curând alți doi parlamentari, da, plecat, un senator, exact, și un deputat au plecat, exact, din PNL și se duc către zona puterii. Această mișcare s-ar putea să, vă spuneam, este unul dintre elementele, această formă de oportunism, nimeni nu poate, cum să spun, ar fi absurd să ne ducem să arătăm cu degetul în general asupra, în privire la oportunism, să spunem, indicând oamenii politici, dar ar trebui să existe și aici nuanțe sau limite. E bine, teama aceasta că PNL-ul, indiferent sub ce formă, sub forma aceasta, sub forma veche sau PDL-ul, nu vor ajunge la guvernare, în 2016 îi face să se îndrepte spre PSD. Iar Călin Popescu-Tăriceanu nu va fi decât un, nu creează un mare candidat confuzie. De paie. Un candidat de paie. Și nu creează mare confuzie. Deci în momentul în care alianța sau noul partid, deși e o alianță de fapt deocamdată și de jure încă nu este un partid, în momentul în care își va stabili și va anunța cine este candidatul, se va risipi și această ipotetică, nu, Călin Popescu-Tăriceanu își va juca rolul, va reuși să atragă cu siguranță o parte din să spunem votanții PNL care sunt nemulțumiți pe de-o parte de această alianță și, bine, fuziune mai departe, și vor încerca să se coalizeze, să spunem, vor reuși să coaguleze un anumit număr de voturi pentru Călin Popescu-Tăriceanu, voturi care vor încerca să fie ulterior direcționate către, în turul 2, către Victor Ponta. Lucrurile sunt destul de străvezi, așa, și de aceea spun că n-ar fi vorba de o confuzie, dar cu siguranță el își va face treaba, câteva procente, nu multe, dar le va ce în plus, să nu uităm, mai este un lucru important care va fi și mi-e jenă de ceea ce se pregătește să facă totuși Călin Popescu-Tăriceanu, și anume cumva să atace dreapta venind de acolo, că a fost prim-ministru, cumva să dea din casă, să vină să spunem ca un fel de bombiță din aia pe care înghiți și apoi se explodează dinăuntru, chiar dacă acum este în afara Partidului Național Liberal. Este un caz trist, aș spune. Mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră la Vocile Iașiului în această seară. Așteptăm și opiniile dumneavoastră la adresa de e-mail a emisiunii vocileiasului@digi24.ro. Sunt Ovidiu Mihăiuc, ne revedem mâine seară la Vocile Iașiului la o nouă ediție. Acum vă urez o seară liniștită.